Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, v-am obișnuit cu ceaiul în deplasare, dar de data aceasta trebuie să recunosc și știți mulți dintre dumneavoastră și care sunteți telespectatori fideli, că de fapt sunt acasă. Sunt acasă la Neamț, unde am realizat multe emisiuni pe vremea când eram și televiziune locală. Dați-mi voie deci să vă spun bun venit în fața micului ecran și să-i spun bun găsit și să-i mulțumesc pentru cafeaua, mă rog, ceaiul în deplasare, domnului Anton Măzăreanu. Domnia sa este manager la Comesesa și președintele clubului Ceahlău, clubului de fotbal Ceahlău, Piatra Neamț. Dați-mi voie să vă strâng și mâna. Să vă felicit pentru curajul de a intra în ceea ce înseamnă competiție sportivă cu un club cu tradiție, pentru că toată lumea știe asta, și un club cu ștaif mulți ani de-a rândul și cu obligația de a-l aduce unde era, cel puțin. Felicitări și succes! În primul și în primul rând, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și bine ați revenit la noi, pe meleagurile noastre și aici în Comes. Da, într-adevăr, mulțumesc mult pentru felicitări, a fost și este o realizare deosebită, lucru la care mulți probabil nu se așteptau. Noi am pregătit-o destul de bine, am zis eu. Erau foarte mulți, să zic așa, foarte multe contracandidate la promovare anul acesta, în speță cele două din Buzău, Râmnicu Sărat, Metalul Buzău, cât și, bineînțeles, Foresta Suceava, care am jucat barajul, și poate chiar și alte echipe din seria noastră. Noi nu prea am arătat bine în prima parte a campionatului, am schimbat și antrenorul, în speță pe Florentin Petre, l-am adus pe domnul profesor Pustai. Cea mai bună alegere pe care puteam să o facem în momentul de față, până în acel moment, am reușit să luăm niște decizii în iarnă, să aducem jucători de înaltă clasă, de înaltă performanță. Am reușit să ne organizăm foarte, foarte bine, am făcut și un cantonament local în ianuarie, la începutul februarie, de fapt. Și acum sunt într-un cantonament. Imediat vă povestesc. Și am reușit să ne organizăm, am făcut strategia, am pus strategia la punct. Trebuia neapărat să accedem în play-off, adică în primele patru să terminăm campionatul regular în primele patru ca să intrăm în play-off și apoi să accedem către, să terminăm între primele două din play-off și apoi să intrăm la baraj. Lucru care s-a și întâmplat. Am reușit să intrăm în play-off, am reușit să terminăm în primele două, prima a fost Foresta Suceava, noi imediat după ei. Am intrat la baraj, am avut primul meci cu de baraj, semifinala, să zic așa, am avut-o cu Râmnicul Sărat și am reușit să îi învingem. Apoi, mă scuzați, cu Buzău am avut, cu Buzău, am reușit să îi învingem și apoi așteptam rezultatul cu Buzău, da. Pentru că iau, și apoi am așteptat rezultatul meciului dintre Foresta și Râmnicu Sărat. Ne așteptam să jucăm finala cu Foresta. Da, la Buzău a fost un meci dificil după un scor de egalitate la Piatra Neamț. Am reușit totuși să facem diferența acolo, cu toate că am avut foarte multe opreli și am avut inclusiv 8 cartonașe galbene la Buzău. În fine, nu mai discutăm de lucrul acesta, fapt e consumat. Asta sunt lucruri de culise, dar grele, da, pentru, grele, pentru dar am reușit să trecem și să accedem în finală. În finală, bineînțeles, am intrat cu Foresta, o echipă pe care o cunoșteam foarte bine, era din seria noastră, aveam câteva meciuri bune jucate împreună, s-a tras la sorți, turul s-a jucat la Suceava și returul la Piatra Neamț. Practic noi aveam șansa să jucăm la Piatra Neamț cu promovarea pe masă în fața suporturilor noștri. Am avut și un pic de noroc, așa s-a nimerit să tragem, să fie tragerea la sorți. Am jucat meciul tur în Suceava. Cât a fost? A fost 0-0 la Suceava, un rezultat de egalitate. Și trebuia să învingeți neapărat la Piatră.
trebuia să învingem neapărat la Piatra Neamț, și adversarii noștri se mobilizaseră foarte, foarte bine. A venit și ziua meciului, să zic așa, ziua finalei de la Piatra Neamț. Surpriza mea a fost că pe stadion au fost prezenți suporteri, între care și copii, între 10 și 12 mii, în jur de 12 mii de suporteri, adulți și copii, foarte mulți copii, jumătate cel puțin erau copii, și asta m-a bucurat foarte mult, asta înseamnă că sportul încă prinde la tineret. Păcat că nu avem suficiente sporturi active în zona noastră, față de cum eram odată, volei, handbal, canotaj și așa mai departe. Am reușit să facem un joc foarte, foarte bun, am deschis scorul relativ repede în prima repriză. Un moment important s-a întâmplat la finele primei reprize, unde în minutele de prelungire oaspeții au primit un penalty. Aproape inexistent, dar în fine nu mai contează. Era o șansă să vă pună în dificultate. Exact, dar portarul nostru, un portar cu mare experiență, a reușit să-l apere și practic s-a creat acea ruptură din momentul acela. Și șansa de a exact. De a spera. S-a terminat cu... Iar finalul a fost tot al nostru, bineînțeles, în ultimul minut de prelungire, al celei de-a doua reprize de prelungire, am primit și noi un penalty. Și am făcut 2-0. Deci, practic, am câștigat... S-a jucat foarte, foarte aprig. Da. A fost un meci greu. Vă dați seama, ambele echipe au jucat cu promovarea pe masă, o promovare pe care o așteptam de mult timp. Ceahlău a fost prima dată când a intrat în această fază, dar Foresta Suceava, după mulți ani, dar Foresta Suceava a mai avut șanse, acum a pierdut încă o șansă, i-a mai ajuns în semifinală și în finală, până acum de câteva ori în ultimii ani. Pentru noi o echipă recreată după vechiul Ceahlău, după FC Ceahlău recreată în 2016. Este un câștig, vă dați seama, după 7 ani de zile să ajungi, să promovezi de Liga 4 la Liga 3, Liga 3, Liga 2. Deci a ajuns până într-a 4-a? Adică așa a fost căderea Ceahlăului? Da, 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 da. Da. Eu spun ca unul care a prins echipa jucând cu Juventus și în deplasare și făcând egal, adică sunt așa cu un simț patriotic pe vremea când fotbalul și stadionul și arătam foarte bine, ca să zicem așa. Și pe cel mai mult m-a bucurat că am reușit să dovedim că se poate, am reușit să arătăm lumii că putem face și performanță la Piatra Neamț, dar cel mai important lucru este că am reușit să scoatem din casă atâția suporteri, un public minunat care a dat dovadă de un fair play extraordinar, cum rar vezi pe stadion, chiar spuneau și unele mămicuțe care erau cu copiii, că domnule, nu credeam că o să fie așa. Mai putem să ne bucurăm, da, la Piatra pe stadion. Dar, așa cum spuneam, surpriza a fost plăcută, calificarea s-a consumat, intrăm într-o nouă acțiune de a rezista Liga a doua, bineînțeles, în primă fază și apoi să încercăm la un moment dat, după o perioadă de așezare în care noi să căpătăm experiență cu Liga a doua, să forțăm o promovare, știu, în 2-3 ani de zile. Este foarte important lucrul acesta, noi încercăm să ne organizăm, dar, bineînțeles, fără sprijinul autorităților, sprijinul pe care nu l-am avut la echipa noastră. Poate și-a pierdut și încrederea că mai poate să-și revină. Da, dar știți dumneavoastră, eu sunt foarte pragmatic din punctul acesta de vedere. Dacă văd că nu se poate nicăieri, sunt de acord și mi-asum și o ia cu atare. Dar atâta timp cât la majoritatea echipelor aportul Consiliului Local sau Județean este semnificativ, nu poți să lași Ceahlău, Piatra Neamț, în voia sorții, să se chină doar niște oameni de afaceri și tu doar să beneficiezi de imaginea echipei. Nu. Consider că atâta timp cât orice evoluție a echipei, acum în Liga a doua, va aduce un plus valoare comunității, vă dați seama, vor fi meciuri care se vor juca acasă, vor fi meciuri în Cupa României, toate transmise, vor fi suporteri ale echipelor adverse care vor veni și se vor caza în Piatra Neamț, vor mânca în Piatra Neamț, vor face cumpărături din Piatra Neamț. Asta înseamnă că se aduce un plus valoare zonei. Și vorbește despre Piatra Neamț
Sigur că da. Deci începe, va începe într-un, la un moment dat din toamnă să discute și de Piatra Neamț la, pe toate canalele de sport. Ceea ce în ultimii 7-8 ani nu se mai discuta. Deci este foarte important. Deci este extrem de important. Adică, practic, punem din nou Piatra Neamțul pe harta sportului din România. A fost într-o vreme și cu volei, cum spuneați. A fost volei, handball, Fibrex Nailul, nu să vinești, care a fost în finala cupelor, da. Cupei campionilor europeni. Adică am avut niște aturi foarte serioase ca și poziționarea orașului cu pretenții. Iată stadionul care a fost făcut atunci, acum avem și o imagine a orașului, chiar și telegondola. Dacă sunt oameni care vin în excursie, vor beneficia și de această formă de a vedea orașul de sus și de a respecta o comunitate cu oameni ambițioși. Și eu vă consider un om ambițios că ați pornit de jos ca să duceți și să aveți satisfacția că ați crescut așa cum s-a putut cu cei de lângă dumneavoastră, mai ales din zona oamenilor de afaceri, nu din ceea ce înseamnă politicul local, administrația locală, că politicul mai vine, mai pleacă, dar administrația e cumva responsabilă pentru perspectivă. Da. Ați făcut conferințe de presă. Ce speranțe aveți de ajutor de la Consiliul Județean, de la primărie? Promisiuni sunt. Vedem ce se vor realiza în perioada următoare din aceste promisiuni. Nu este suficient doar să amenajeze două vestiare și un spațiu de cazare. Ne sunt necesari și bani și bugete relativ destul de mari pentru a putea să ne menținem sau poate chiar să accedem într-un play-off al ligii a doua. Pentru că la promovare este mai greu în momentul de față, v-am spus, trebuie să ne organizăm destul de bine, astfel încât să ne creăm baza foarte, foarte solidă. Spun de lucrul acesta pentru, uitați, contracandidata noastră, adversara noastră din meciul de din finala barajului, Foresta Suceava, a avut în toamna anului trecut o finanțare de 2 milioane jumătate de lei, iar în aprilie a mai primit încă 3 milioane de lei, adică în total 5 milioane 500, care înseamnă 1.100.000 de euro. La Liga a 3-a, atenție, da? Deci noi vorbim de un județ în care administrația, sunt convins că a făcut tot ce a depins de ea să ajute sportul din Suceava și știm asta. Asta o știm. Și acolo sunt multe domenii turistice și în care se implică foarte serios. Nu pot decât să spun decât că îi felicit pe cei de acolo pentru tot ceea ce fac în a susține sportul românesc. Și când spun sportul românesc, nu mă refer numai la fotbal, ci mă refer la toate sporturile ce le avem în țara noastră, pentru că avem nevoie de susținerea sportului, avem nevoie de dezvoltarea sportului, pentru că vedeți că în ultimii 10 ani sportul nostru, tot ce înseamnă sport în România, a căzut foarte mult. Noi aveam nici măcar gimnastică nu mai avem. Da, din păcate. Da. Deci, noi eram pe locul 1-2 la orice campionat. La nivel internațional. Internațional, da. Deci, despre ce vorbim? Din păcate, asta este realitatea în sportul românesc. A fost o politică foarte defectuoasă dusă de către tot ce înseamnă autorități din România în ultimii 10 ani, 15 ani, prin care sportul n-a mai fost susținut, dar nimeni nu se gândește sau n-a vrut să se gândească la cât înseamnă sportul pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, ca să poată să le creeze un mediu de viață, în primul și în primul rând, sănătos. Mai e câte o minune cum a apărut în not, acest copil atât de talentat, care vrea psihologie, am înțeles, să rămână student în România. Poate așa vă face bazine, mai multe. Nu, am înțeles că în București s-a pus problema unui bazin performant, așa că avea un bazin de not de la Bacău, unde mai fac și colegii mei de la București o emisiune TV. Da. Gândiți și o echipă de rezervă sau să formați și tineri, juniorii, pentru că, clar că noi, era o tradiție și în domeniul ăsta. Noi vom încerca să dezvoltăm baza de copii și juniori în perioada următoare, astfel încât să avem și noi pe piniera noastră de jucători, așa cum a fost în trecut, unde Ceahlău era pe o hartă importantă în ceea ce privește dezvoltarea bazelor de copii și juniori din România. O vom încerca să o dezvoltăm, dar toate lucrurile acestea se vor face pas cu pas, astfel încât să fie foarte bine clădite și să aibă și rezultatul scontat și așteptat, bineînțeles. Poate chiar o echipă a doua, înțelegeam. Da, discutăm și lucrul acesta. Da, discutăm și de o echipă a doua pe care unde să mai dăm să joace și copiii și juniorii și așa mai departe. Să-i pregătim. Să formați perspectiva.
Revin la ceea ce înseamnă comers în partea a doua a dialogului nostru, încheind partea asta, urându-vă încă o dată mult succes și să dea Domnul să găsiți înțelegere și sprijin real la nivelul administrației județene, administrației locale, oamenilor de afaceri, pentru că de unul singur o să fie un pic mai greu. Nu pot să zic decât că așteptăm și suntem deschiși la orice sprijin, orice sprijin este binevenit în a dezvolta ceea ce înseamnă echipă de fotbal Ceahlău Piatra Neamț și subliniez că Ceahlăul, echipa de fotbal, trebuie să fie a întregii comunități, nu este a mea sau nu știu cui, sau a sponsorilor, trebuie să fie a întregii comunități. Și asta s-a văzut și prin prezența suporterilor la meciul de baraj, unde a fost peste 10.000. Și care s-au bucurat, cum probabil se întâmpla când am văzut noi Juventus, că eu am văzut meciul cu Juventus și am și făcut noi acolo niște corespondențe și a fost 0-0 aici, cred, sau nu știu cum a fost, 0-0 de pasare, nici mai contează. Am făcut remiză și la Juventus acasă și la noi. Cine eram noi atunci? Eram cineva. Da. Să dea Domnul să fie, să avem de-a face, să ne întâlnim cu asemenea sărbători și la alte meciuri importante pe care le veți disputa acasă sau în deplasare. Doamne ajută să fim sănătoși și cu siguranță ne vom îndeplini scopul în viață. Revin la ceea ce înseamnă mediul de afaceri și activitatea dumneavoastră de bază. Am mai vorbit despre Comes. Cum stați aici? Pentru că e clar, acum, dincolo de calitatea de manager care se implică și trebuie să facă performanță și ați și făcut, și hală, și dezvoltare, și din câte știu mai aveți în perspectivă încă o hală de realizat și de dotat, cum stați la capitolul investiții, cum stați la așezarea în piață? Mai suntem și la graniță cu o situație conflictuală destul de delicată, sau dacă nu foarte, foarte delicată pentru întreaga lume, ca să nu mai vorbim de timpul dumneavoastră. În principiu stăm bine, noi ne-am dezvoltat, am continuat dezvoltarea așa cum v-am învățat în ultimii ani, cum ne-am obișnuit în ultimii ani, ne-am reorientat foarte, foarte repede pe alte piețe, în momentul de față stăm destul de bine, chiar foarte bine, după cum știți, la sfârșitul anului trecut am deschis și un punct de lucru în cadrul rafinăriei din Petromila din Nevodar, am preluat atelierele mecanice din cadrul rafinăriei și am clădit acolo un nucleu de producție în acea zonă, să fim mai aproape de rafinărie pentru intervențiile rapide care pot să apară și nu numai, chiar și pentru terți. Avem în plan să dezvoltăm anul viitor, poate chiar să începem de anul acesta, prelungirea halei noi pe care am dat-o în utilizare acum 3 ani de zile. Deja avem autorizația de construcție. Intrare. De la intrare, da? Avem deja autorizația de construcție. Urmează doar să negociem cu constructorii, să vedem cum stăm la nivel de preț ca și bugete, să putem demara și în funcție de aceasta să demarăm. Am stat puțin, am întârziat pentru că am vrut să mai scadă puțin prețurile la materiale, că își luasem la vânt considerabil în ultimul an. Și de aceea am întârziat puțin investiția, dar o să o începem. Deci vom prelungi, practic, vom face încă 90 de metri de hală în continuarea acelei existente. Care înseamnă o investiție de ce puțin? 6 milioane de euro. Și mai urmează și alte surprize pe anul viitor. Nu pot să vă divulg tot acolo. Cert este că ceea ce pot să confirm este că suntem în continuă dezvoltare și ne dorim ca în următorii ani Comesul să fie printre primele la nivel european în producția de echipamente sub presiune. Echipamente sub presiune și de gabarit? Sub presiune pentru industria chimică, petrochimică și, bineînțeles, de gabarit, cât mai ridicat. Oricât de dificil ar fi forma de transport, ele se fac la aici sau, acum înțeleg, la da, și la Midea, la Petromidea, pe platforma Midea Năvodare. Și acolo trebuie și acolo investiție. Și acolo lucrăm, deja am făcut investiții, am luat niște echipamente, deci investim și acolo, investim și aici, investim peste tot. Acolo mai aproape și puteți să trimiteți mai ușor peste hotare. Știu că într-o vreme căutați și ingineri și salariați. Cum stați acum la capitolul forță de muncă? Stăm bine, dar suntem în continuă căutare. Noi backup întotdeauna dorim să avem pentru orice poziție în parte, astfel încât în momente critice să putem să avem cum să ne descurcăm. În principiu stăm bine, tot timpul e o fluctuație care în general în ultimii ani a rămas de 10-12% fluctuația
a forței de muncă, dar asta este, ne obișnuim, astea sunt vremurile. Fiecare... Cu câți salariați lucrați acum, să spunem, la nivel de fabrică? În tot, pe toate platformele sau pe toate punctele, inclusiv pe punctul de lucru, în jur de 250. Dormiți bine noaptea? Ne chinuim. Cu 250 e o glumă. Noi suntem, da, nu este ușor. La televiziune, dar eu nu dorm bine deloc. Nu, într-adevăr, nu este ușor, dar important este să-ți placă și să-ți dorești să dezvolți. Că dacă îți dorești să dezvolți în continuare și cea mai mare satisfacție este atunci când poți să creezi o investiție care să poată să dea de lucru la un om cel puțin, atunci, într-adevăr, este o satisfacție. Și se mai atenuează din acest somn neîndeplinit noaptea de obicei. Important că dați de lucru în Piatra Neamț, unde eram învățat cu Săvineștiu, unde lucrau 15.000, 18.000 pe vremuri și dați de lucru atât cât se poate. Dumneavoastră, refilul, ce-a mai rămas de, pe platforma de aici în alte domenii din Iași, fabrică de, din Piatra, fabrică de mobilă, ce mai fi. Ceea ce nu e puțin lucru. Da, nu este puțin lucru. Eu m-aș bucura ca pe platforma Săvineștiu să mai vină și alte firme, așa cum a venit în ultimii ani și Chiobărul, cum a venit și Clibernetul și alte firme mai mici, pentru că ceea ce facilitățile care ți le confirmă platforma, greu le găsești în județul Neamț. Ai tot ce trebuie, ai infrastructură, ai putere instalată, ai cale ferată, ai multe lucruri, mai puțin drumurile trebuie făcute, dar sperăm la un moment dat să se trezească și autoritățile din Săvineștiu să iau o decizie cu privire la drumul zinal al platformei Săvineștiu, pentru că noi plătim impozite la primăria Săvineștiu, dar din păcate implicarea dânșilor în ceea ce înseamnă drum mă rog, este zero. Se vorbește foarte mult de parc industrial și la Iași, zona Cug, de exemplu, care a ajuns cum a ajuns. Toată lumea spune că vom încerca, vom face, dar s-a stagnat. Aici există perspectiva unui parc industrial până la urmă? Eu știu asta că se vorbea de acum 20 de ani. Există perspectiva, dar... Adică, cum spunea, sunt facilități. Există perspectiva, doar că trebuie să se pună cap la cap toate lucrurile, astfel încât să fie o gândire unitară. Și apoi, bineînțeles, dar pentru a crea un parc industrial trebuie să mai vină cel puțin 3-4 companii pe platformă. Sigur, poate mari. Cum avem noi la Miroslava, de exemplu, la Iași. Da, au venit mari producători cu 2000 de salariați din Statele Unite sau de unde mai sunt. Ce să spun... Cred că pentru fabrică, pentru ce faceți în zona economică, va trebui vocație și ați dovedit asta. Cum stați cu vocația, că nu pot să nu închei cum am început, cu vocația pentru sport, pentru fotbal, pentru susținerea mișcării sportive, pentru că și aici trebuie efectiv o stare de spirit care să spună nu contează, o luăm unde a rămas și mergem mai departe. Lucru care l-ați făcut până acum deja. L-am făcut crescând. Până acum, dar eu sunt adeptul unor lucruri foarte bine puse la punct și clare și întotdeauna am lăsat pe oamenii care se pricep pe anumite lucruri să-și facă treaba corespunzător. De aceea și la echipa de fotbal am adus un staff performant, deci cu experiență. Experiență. Domnul Pustai, care ne-a și promovat, a rămas, bineînțeles, nici nu se punea problema să plece. Da. Am adus pe domnul Cătălin Anton, fostul președinte de la FC Botoșani. L-am adus la Piatra Neamț președinte de club. Îl avem pe domnul Mitran, președinte executiv, venit, dânsul a fost președinte la FC Brașov. Foarte interesant. Da? Și a venit cu oameni care au... Avem și un director de marketing și așa mai departe, de staff-ul l-am gândit foarte, foarte bine, astfel încât, în primul și în primul rând, în vârf să fie oameni cu experiență. Care să fac. Da, pentru că contează foarte mult experiența. În mai ales momentul când deja ești în Liga a doua. Liga a doua la noi deja este destul de complexă și destul de... Să nu mai vorbim de vizibilitate, că deja Liga a doua este aproape vizibilă ca și Liga a întâi, ca și vizibilitatea care ți se conferă, dar și echipele care sunt acum în Liga a doua rivalizează poate chiar și cu Liga a întâi. Ca să nu mai vorbim că în trecut în Liga a doua aveam și Iașu, și Rapidul, și Dinamo,
și Petrolul Ploiești și așa mai departe. Era deci erau o dispută. Și Poli Timișoara. Dar uitați-vă ce a însemnat pentru Iași, cel puțin eu nu cunosc detalii, că nu sunt redactor de sport, dar ce a însemnat să vină un om specialist, președinte, domnul de la Botoșani. A promovat, iată că Iașul e... Și noi am adus tot președintele la Botoșani. Vă doresc succes să văd meci între Iași și Piatra Neamț, cum era pe vremuri, Ceahlău și Doamne ajută. Poliaș. Poate ne întâlnim în cupă din sezonul ăsta. Când... Să ne dați și nouă mai mult de lucruri, deși aici sunt norme de difuzare, de filmare, dar 3 minute și știri și conferințe de presă putem face, că așa e regula și jurnalistică și cea cluburilor la nivel național. Eu țin să vă doresc succes, să vă simțiți la fel de în formă, având și această extindere a managementului dumneavoastră, și să puteți să faceți față, pentru că până la urmă, cu cât sunt mai multe lucruri, cu atât e mai greu, dar sunteți tânăr, așa că eu cred că veți putea duce și această dulce povară, dar grea, pentru că nu e deloc simplu, cel puțin în sport, unde toată lumea era o zicală pe vremă, că toată lumea se pricepe la fotbal, la televiziune, mă rog, ceea ce nu e același lucru dacă te gândești cu câte complicații te lovești în a le rezolva, în a finaliza perspectiva. Și din acest punct de vedere, numai dumneavoastră știți, dar nu trebuie să ne spuneți tot, mai spuneți altă dată și din culise, sau poate scrieți o carte după. Da. Vreau să vedem cum o să mergem anul acesta și în primul loc să vedem cât sprijin o să ne dea autoritățile pentru echipa de fotbal și apoi o să discutăm și alte detalii suplimentare. Dar vreau să văd cât reprezintă pentru ei și cât e de important să facă fericiți zeci de mii de oameni la Piatra Neamț. Da, care s-au învățat cu un anume confort, faptul că, iată, avem un teren de 5 stele, mă rog, probabil cu amenajări, cu alte investiții ce mai s-au făcut sau o să mai facă, dar suntem undeva și nu trebuie să dispărem. Ați făcut și ați putut să ajungem din nou acolo, așa că vă doresc succes, iar cei de la administrația județeană și locală să dea Domnul să fie atât de molipsiți încât să la următoarele întâlniri să facem așa o masă rotundă cu toți, să ne bucurăm împreună. Să sperăm, Doamne ajută, și să facem bine, să avem și rezultate, că este cel mai important lucru, să avem rezultate, cu siguranță vor veni și alții alături de noi. Succes! Doamne ajută! Numai bine, stimați telespectatori, e drept că am vorbit și despre fotbal azi, unde nu sunt chiar atât de priceput, dar am vorbit de fapt cu un om care are curaj să reînvie fotbalul la Piatra Neamț, Ceahlăul Piatra Neamț, care a făcut istorie și care poate face istorie cu oamenii potriviți. Și astăzi am stat, după părerea mea, de vorbă cu omul potrivit. E tânăr, are putere și economic, a dovedit că știe ce trebuie să facă, așa că succes pietrenilor, succes și celorlalți investitori și din zona administrativă în ceea ce înseamnă perspectiva Ceahlăul Piatra Neamț. Numai bine. La revedere, vă mulțumesc încă o dată. Doamne ajută! Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,